Bună, prieten, mă numesc Rea. Mă numesc Tina. Și urmăriți Rea și... Tina, spre surprinderea voastră. Surprindere. Era Rea și... cine sunt eu? Tina. Ok, dragii mei, am zis să nu mai așteptați până duminică la ultimul episod Insula Iubirii, să știți ce se întâmplă cu cuplurile. Când puteți afla fix acum. Haideți să vă spunem noi așa cum se treaba cu aceste cupluri de la Insula Iubirii, da? Această emisiune, în primul rând, a fost filmată, Vali, în... ianuarie sau? Ianuarie, începutul anului, deci asta înseamnă acum un an. Dar și de ce a fost filmat atunci? Că erau pentru biletele. Că biletele sunt mai ieftine. Erau biletele mult mai ieftine, știi ce zic, hai să nu, adică și noi să nu fim nesii, să nu fim nesii. Deci emisiunea s-a filmat anul ăsta în ianuarie, ceea ce înseamnă că sunt mai bine de 10 luni de atunci. Vom începe cu, vă vom pune poze în primul rând și videouri să vedeți exact ce se întâmplă cu concurenții, pentru că ei nu au citit regulamentul în care scrie nu postați fraților nimic de viața voastră personală până nu se difuzează emisiunea, corect? Probabil asta a fost în regulament, acum să vedem. Noi suntem un fel de căutăm orice și știm orice, deci noi suntem... Suntem un fel de TMZ al României, știi, TMZ sunt paparazzi în America. Da. Ok, deci începem cu cuplul Hanelore și... Bogdan. În primul rând, dragii mei, nu mă așteptați până duminică. Hanelore și Bogdan sunt încă împreună și au și avut... Și ce credeți că au avut? Au avut și nuntă. Au avut nunta, dragii mei, deci uităm de Andy, uităm de absolut toți. Ei au avut și nunta în mai, au avut absolut toți, sunt bine fericiți, mersi, probabil fac și un copil, cine știe. Dar din punctul meu de vedere, scuză-mă că te întrerup, Hanelore a fost un pic falsă pentru că... A toată jucat lumea. Un teatru cu Andy, dar acum ea este cu Bogdan, toată, deci dacă femeia asta a putut să obțină chestia dar asta... Dar haideți să nu uităm punctul culminant. Ce a câștigat iubitul lui Hanelore după această emisiune? Ce a câștigat? Și-a deschis o firmă mai mare. Pe plan profesional și-a cumpărat mai multe tiruri. Și-a cumpărat mai multe tiruri, deci am câștigat ceva bani. Nu știu câți mai se câștigă la Insula Iubirii, dar continuăm cu cuplul Andreea și... Care Andreea? Aia de la început cu șpapi. Nu, cu șlafi? Cu șlafi. Andreea și Gabriel. Andreea și Gabriel. Dragii mei, după s-au cum despărțit. Știți, s-au despărțit pe bune, deci ei sunt singuri. Andreea este, o să vă pun și o poză, este mai nou model de haine. Deci Andreea e model? Da, o să vă pun poza chiar aici. Și sper să vă placă, este ceva interminabil, fața ei este remarcabilă. Din câte am văzut, Gabriel este prieten cu Răzvan. Și sunt împreună în cele mai multe zile. Am văzut că Gabriel se ceartă cu oamenii prin comentarii pe Facebook, că toată lumea a știu că a postat o poză cu Andreea pe Facebook-ul lui în care și-a cerut iertare. Îmi cer scuze pentru tot ce ți-am făcut, ai fost o femeie, nu știu. Nu vorbim despre aceeași Andreea care te-a înjurat de toate, de tot neamul. Da, de tot neamul tău în emisiune și ți-a zis că nu vrea să ducă acasă. Nu vorbim și de care aceeași. S-a măritat. Nu vorbim de aceeași Andreea care la două zile și-a făcut nunta la Insula Iubirii. Cu George. Cu un băiat care nici măcar nu vrea să o pupe, nici măcar. Deci mi-e milă de băiatul ăla, nu știu cât m-a luat. Stai. Okay. Acum am ceva și despre trei spite. Cristi, George și Andy au scos o piesă împreună, Ispite. Doamne, trebuie să căutați pe YouTube, eu una nu vă recomand, dar piesa se numește Ispite sau Ispitele, nu știu exact cum se numește. Este... Căutați-o și o să vedeți acolo, ei fac repăreală și eu am fost ispită și am așa și... Stai un pic, stai puțin, am uitat să vă zic de Răzvan. Răzvan este actor într-un videoclip de manele. Stai puțin că ajungem și acolo, imediat. Următorul cuplu despre care vorbim este... Cati și Răzvan. Ok, hai să alegem Cati și Răzvan. Cati și Răzvan s-au despărțit oficial, deci nu mai aveți nevoie să vă uitați la emisiune, ei nu mai sunt împreună. Cati s-a îndrăgostit de ispita George. Dar ispita George nu a vrut să fie cu Cati pentru că nu i-a plăcut de ea. Repet, ispita George și-a văzut interesul și-a luat bănuțul, a fost la emisiune, ură și la gară. Probabil s-a făcut și el cu cineva că trebuia să pupi și el cu cineva, nu? Clar. Da, așa că degeaba a spus Cati că, oh, domnule, că vedem în România, lui oricum nu-i păsat de lucrul ăsta. Dar Răzvan, în suferință, da, a apărut într-un videoclip de manele, nu știu exact cum se numește piesa. Ispite. Ispite, da, iar el este vânzător la un OMV, deci omul din este... Din câte am văzut, este vânzător la OMV, o să vă atașez și poze. O să vă atașim și poza aia, o să-l căutați. Se numește Nicolas Sax. Ai căzut în ispită. Ai căzut în ispită, că tot a suferit el acolo, sărac. Oh, lasă, vezi ce fac în România, dragul Sunt meu. Sunt gros.
Am văzut ce ai făcut în România, ești gros, ești lapte gros, bravo ție, continuă cu videoclipurile și sperăm să scoți și tu o piesă, o manea cu Dani Mocan. De-abia aștept, promit că o să-i dau share. În continuare, okay, continuăm cu cuplul Mari și... Ionuț. Mare și Ionuț. Ok. Incendiar. Este o poveste foarte lungă. Deci Mari și Ionuț, dragii mei, nici nu știu cum să vă zic. Băieții ăștia s-au despărțit pe bune. Deci nu mai formează un cuplu încă de atunci în emisiune. Deci nu mai aveți de ce să vă uitați. Am văzut acolo că Ionuț a încercat să spună fel și fel de chestii, că ea se prostitua și chestii de genul, sau că a luat de la un pește. Nu știu dacă împotriva este adevărat. Împotriva e, clar, orice bărbat vorbește urât despre fosta iubită. Și orice iubită vorbește urât despre fosta iubită. Exact. Mari este că ia mașina, pormă s-a dovedit că mașina era lui maică-sa lui Ionuț, adică nu știu care e combinația între ei. Ideea este că ei s-au despărțit. Mari a sperat că va avea o relație cu ispita. Cristi. Așa. Toată lumea cunoaște pe Cristi. Toată lumea cunoaște pe Cristi. Sunt foarte multe poze cu Cristi pe internet, nu vreau să intru în detalii. Este un băiat frumos, se duce la sală, bravo lui, dar problema cu virgulă Cristi este că el este într-o relație cu ispita. Cu care a fost Ionuț. Cu care a fost Ionuț. Deci nu vine să crede, deci ispita. Deci a fost dublă terminare. Deci ispita lui Ionuț este împreună cu ispita lui Mirela, nu? Mirela, da, nu? Lui Mari. Nu, Marinela. Deci nu vine să cred. Da, deci ei sunt practic împreună, ispitele, iar ei sunt despărțiți. Oricum. Și tocmai ieri a fost postată poza și oficializată relația. Oricum, probabil ei vorbesc dinainte, probabil chiar de la Insula Iubirii. Ideea e că vă lăsăm o poza aici, să vedeți poza cu ei doi. Le urăm viață eternă, o relație cât mai frumoasă. Frumos, Mari în continuare și-a luat diploma în make-up. O să vă lăsăm niște poze pe aici, să ocupăm de make-up. Machiază frumos. Foarte frumos. Da, este o fată frumoasă, bravo, ea a făcut ce a vrut ea, cât a dus-o capul și inima. Da, și în legătură cu Ionuț, probabil... Ionuț este la fel de... Este foarte bun prieten, am văzut cu... Cu Răzvan. Da, cu Răzvan și cu Gabi. Și cu Gabi. Și este, este bine la locul. Este cum e, întreabă-mă ceva. E cum te. Întreabă-mă ceva. Și cum a fost pe insulă? Mă rog, nu aș avea vreodată răbdare, oricum, pentru femeile care vor un bărbat prost, pe bune, nu vă trebuie. Continuăm cu cuplul. Cel mai interesant. Cel mai interesant, cel care vrea multe like-uri pe... Facebook, pe Instagram. Pe Facebook. Înainte de emisiune am avut 1000 de like-uri la o poză când ne îmbrăcam amândoi la fel. Acum am 700. Cine e ăsta? Goșman, parcă chiar. Goșman, sau da. Sau cum îi zice, nu știu numele. Goșman, sau cum îi zice, Gojie, nu știm exact, cu iubita lui, fosta iubită. Mirela. Mirela, da. Nu știu ce să vă spun despre Goșman. Deci Mirela este genială. Mirela este genială. În primul rând, Mirela are cei mai mulți followers după emisiunea asta. Instagram-ul i-a depășit 100.000 de followers, iar Goșman are... Ești pe jumătate. În cariera ei știu că a slăbit 20 de kilograme. Felicitări! Bravo! Bravo ție! Și-a făcut niște mici intervenții faciale. Da, s-a întinerit cu vreo 15 ani. Ideea este că ea mai nou și-a deschis o colecție de haine. Foarte bine, felicitări! A ajutat-o emisiunea la ceva, nu doar să scape de cineva nefolositor, dar și să câștige mai mult material. Dar Goșman am văzut că face reclamă la... haine. La haine, văd că și Goșman este model. Toată lumea s-a făcut model. Andreea cu șlapși este model. Goșman e model. Ok, Mirela se descurcă, bravo, are colecția ei. Felicitări, ne bucurăm foarte mult pentru tine. De ce am făcut vlogul ăsta? Dar stai un pic. Se speculează, gurile rele spun că Mirela ar fi gravidă. Acum... întrebarea este... Dar ideea e că Mircea, ispita, nu a fost cu Mirela. S-au văzut la o perioadă după ce s-a terminat emisiunea, după care nu au mai fost împreună. Acum se speculează. Ideea e că ei nu mai sunt împreună în Goșman, da, cu Mirela. Ei nu mai sunt împreună de atunci. Singurii care au rămas împreună au fost Bogdan cu Hanelore, dacă nu mă înșel. Da, Bogdan cu Hanelore, care au avut și nuntă. Care au avut și nuntă în mai. Iar restul s-au despărțit. Adică nu mai e nimeni cu nimeni. Nu trebuie să vă mai uitați până duminică. Bine, uitați-vă pentru că e funny. Oricum trebuie să vă uitați. E funny așa, știi, să le vedeți reacțiile la, cum se zice acolo, la foc, la alea. Bonfire. Dar ideea este că s-au despărțit toți, în afară de Hane și Bogdan, care sunt căsătoriți. Ne pare rău pentru Andy, dar pare super mega fericită. Se duce la tot felul de concursuri dintre astea de muscle. Sport. Așa, vă punem poză aici. Da, și restul le urăm lui Răzvan viață fericită și să nu se mai certe cu toată lumea pe Facebook. Frate gros.
Frate, ești gros, dar e gros. Fă o piesă cu Dani Măcan, trăiți-ar familia, na-ta-ta-ta-ta-ta. Mă rog. Am făcut clipul ăsta special să vă anunțăm că nu trebuie neapărat să vă uitați la toate emisiunile astea. Puteți să căutați și voi pe internet, pentru că oamenii postează pe rețelele lor de socializare și vedeți exact ce se întâmplă. Da, am văzut foarte multe comentarii de la poze, mai ales la pozele lui Hane. Am văzut, păi da, false, femeia a fost falsă. Băi, deci femeia nu știu ce a avut exact. Deci, în primul rând, nu există termen de comparație între Andy și Bogdan fizic. Doi la mână, ca și caracter, nu există. Nu pot să-i compar, nu că nu-i cunosc din punctul ăla, dar cât îmi dau eu seama, sunt total diferiți. Iar tu stai cu un băiat acolo și cum spui că ți-e dor de soțul tău. Da, este foarte perfecționistă și vrea să pară ceva în ochii comunității și în ceea ce face. Și-a picat. Exact, și de asta și-a dorit să facă nunta. Pe ea, practic, nu interesa dacă iubește persoana aia sau... Pe ea o interesa să facă nunta. De ce ne-a făcut nunta acum? De ce a făcut-o în mai, înainte să înceapă emisiunea? De ce, înțelegi ce zic, a făcut-o special pentru ca să nu apară tot. Tu dai seama prin ce trece ea seara când e emisiunea? Vrei seama? Mamă, cât stres. Nu, că mă sărut cu el acolo, nu. Oprește, e rău, iubitule. Mi-e rău, mi-e plânge, mă rog. Sărat. Sperăm că acest test pentru relație, oricum emisiunea asta, sincer, o să fiu, e funny. Eu m-aș duce, dacă aș avea cu cine da, să-mi eu nu m-aș duce. În primul rând, nu mi-aș testa relația pe insula iubirii, unde știu că am 7-8 bărbați pe lângă mine, eu știu și cine știe în ce perioada astrală sunt. Eu m-aș duce și aș pica sigur. Eu aș pica sigur. Mă rog, v-a zis ce că ar pica sigur. Băi, cu ispitele de acum eu n-aș pica. Nu știu care sunt următoarele, dar cu cele de acum n-aș pica. Nu, să fie o parte din asta, știi? Adică la fiecare sezon a fost o parte din alea vechi. O parte din alea vechi. Și cu surprize. Restul ispitelor am văzut că sunt bine. Unii încearcă carieră muzicală. Maria Ilioiu și-a luat țeapă cu tatuajul. Da. Ispita Maria și-a făcut un tatuaj care s-a infectat ulterior. I s-a avut o mare problemă, am văzut-o chiar și prin mall. E o tipă foarte, foarte, foarte mică de statură, cred că are 1,50 maxim. Da, da, este drăguț. Este foarte simpatică. Toate ispitele au fost simpatice, știi? Dar ele aveau ceva de făcut acolo, un scop. Iar unele dintre ele au reușit, altele nu. Cel mai funny mi s-a părut George, pentru că săracul, doar că s-a zărutat cu șpap. Șcarfi. S-a zărutat cu șlap și maș, cum a fost și cu Marinela. A fost și cu Mari. La început a fost și cu Andreea. Așa. Și a fost și cu asta, cu Cati. Deci da? Omul trei dintr-o lovitură, da, ăsta merită toți banii. Pentru că, exact, cred că trebuie plătit deci, cel mai bine. Deci, toți banii. Ce? Da, trebuie plătit cel mai bine. Ideea e că oricum lui nu-i păsat de nicio femeie de pe insulă. Aia. El vrea doar să-și vadă scopul, să apară la televizor, să devină vedetă și așa mai departe. Felicitări, ai reușit! Bravo! Ce să mai zicem noi despre voi? Ne uităm duminică împreună la emisiune și... Mie una mi-a plăcut emisiunea, am fost foarte entuziasmată când m-am uitat la ea. Sora mea deja a luat toate sezoanele de la 1 la 4, m-am uitat la început. Și ne uităm împreună și vedem ce se mai întâmplă pe parcurs. Oricum, cam asta este adevărul despre cuplurile de la insula iubirii. Dacă nu ne credeți, le găsiți și eu, o să vă lăsăm toate pozele necesare cu profilele și cu ceea ce fac ei acum în luna noiembrie 2018, nu în ianuarie 2018, când a fost făcută emisiunea. Până atunci, nu uitați să dați subscribe. Subscribe acum, like. Like, comment, absolut tot ce este necesar, pentru că o să avem mereu subiecte picante. Și ne vedeți pe pagina Rea și Tina pe Facebook. Da, ne vedem și pe Facebook și nu uitați să dați, vă rog, subscribe ca să primiți data viitoare notificare când postăm un video nou. Nu uitați, cel mai important lucru, subscribe. Exact. Până atunci, High Five Valley, partenera mea în crime. Ne vedem data viitoare cu un subiect super mega funny. Despre altceva. Despre altceva. Nu uitați, o să postăm mereu videoclipuri în fiecare săptămână. Și până atunci, Valley, te pup. Și eu și mulțumim că ne-ați urmărit. Am luat iar autobuzul să vin la live. Glumesc. Vă pup, dragii mei și dragii noștri și mulțumim că ne-ați urmărit. Nu uitați de subscribe, like și comment. Ne găsiți și pe Facebook și pe Instagram Readea, I am Barbie T, Facebook Andreea Cristina, Andrei Valentina. Și nu uitați de subscribe aici. Mamă, ce vreau.